Am fost violată de el. S-a întâmplat când era și se întâmpla violurile astea când el era băut. Da, aveam 9 anișori, din care a fost foarte urât ce mi s-a întâmplat. Doar nu numai violul, dar și lucruri urâte, sex oral, multe lucruri cutremurătoare, din care eu, după un pic de timp, i-am spus mamei mele, din care, în loc să fiu ajutată, să fiu, ea m-a luat la bătaie. De ce v-a luat la bătaie? Cu pâlni. Cu pâlni, și din care mi-a spus să nu spun la nimeni, pentru că dacă va afla tatăl meu, că tatăl meu încă era în viață, și dacă va afla tata, îl va omorâ și eu și taică nu va intra în pușcărie și eu lui o să iam pe amândoi pe cunoștință toată viața mea. Sora lui Andrei, bărbatul care și-a violat fica vitregă, rupe tăcerea. Acesta ne-a dezvăluit că și ea, dar și o altă soră mai mare de a ei, au fost abuzate sexual de acest individ când nu împliniseră nici măcar 10 ani. Durerea mai mare a Petronelei este că propria ei mamă, atunci când i-a povestit calvarul prin care trece, i-a interzis vehement să mai spună cuiva acest lucru, ba chiar a și pălmuit-o, spune victima, pentru a o reduce la tăcere. Am o soră, Lidia, în care și ea i-a spus, da, acum mulți ani, i-a zis, mamă, cred-o pe Petronela, cred-o și nu mai ascunde un monstru și nu mai acoperi, pentru că și pe mine m-a violat la 6 ani. Sora mea este mai mare ca mine, are 43 de ani. Deci a fost violată înaintea mea, când avea doar etatea de 6 ani și trăiam încă în județul Bacău, de unde suntem noi născute. Așa, și a fost și ea violată. Și după aia a mai povestit că a mai încercat când era gravidă cu... Când avea ea 14 ani, 15, era gravidă cu fetița ei, care astăzi, cred că are 28 de ani, 29. Și iar a încercat și pe ea, tot așa în căruță, tot așa au fost după iarbă, tot așa au bătut-o, ea a căzut din căruță, a trecut roata peste ea. Petronela continuă seria dezvăluirilor șocante din Casa Groazei și vorbește despre relația dintre fratele violator și mama lor. Se întorcea noaptea acasă, pe la 2-3, se punea, se dezbrăca în pielea goală și eu când îl vedeam, maică mi-a spunea, pleacă de aici, trebuie să-l învelesc să nu cumva să ia fric, să nu cumva să ia fric. Și zicea, mamă, cum poți încă să-l mai acoperi? Cum poți să faci așa? Nu că ne omoară, nu că ne așa, nu că pe dincolo. Așa. Eu n-am văzut niciodată un raport între ei de genul ăsta. Dar fazele ce le am eu în minte, cum îi spunea și cum maică mi-a lămbelea că vinea ca să piace, să dezbrăca în pielea goală, credeți-mă, în pielea goală să dezbrăca. Și maică mi-a lămbelea. Nu știu ce să cred. Acum bărbatul își așteaptă pedeapsa pentru faptele comise, fiind deja în custodia poliției, după ce și-a lăsat însărcinată fata vitregă minoră cu un handicap grav, tot în urma unor violuri repetate.